Dumnezeu ne-a dăruit Sfânta Scriptură și această carte ne spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că l-a dăruit pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Informația a ajuns la noi, dar Dumnezeu a iubit lumea, iubește lumea, informația trebuie să ajungă la cât mai mulți oameni. Producens Media, așa cum bine știți, încearcă să ne ajute să ducem Evanghelia în casele voastre și în inima voastră. Acum, noi toți știm că o lucrare duhovnicească ține de puterea lui Dumnezeu, dar câtă vreme o lucrare se face aici, pe pământ, orice lucrare de genul acesta are nevoie și de susținere materială. Dacă Dumnezeu va binecuvântat și noi credem că va binecuvântat prin lucrarea acestei asociație, cred că este vremea să vă gândiți și voi să o ajutați și din punct de vedere material, nu doar spiritual. Îndemnul meu este acum, pe final de an, când vă faceți niște calcule și ajungeți la concluzia că undeva rămâneți pe plus, asta înseamnă că Dumnezeu v-a binecuvântat, să vă gândiți să faceți o donație în numele lui Dumnezeu și asociației Producens Media. Mă gândeam că există două variante. O variantă pe care eu aș merge să vă răsplătească Dumnezeu pentru dărnicia voastră. A doua variantă ar fi, care nu exclude pe prima, lângă răsplata lui Dumnezeu, dacă faceți o donație asociației, să-mi trimiteți un e-mail, un SMS, un mesaj pe WhatsApp și să-mi spuneți că ați vrea să vă dăruiesc și eu o carte, două, trei, nu știu cum veți considera voi. Deci, voi faceți donația, trimiteți e-mailul, trimiteți mesajul și în limita stocului disponibil, care îl vom găsi, vă vom trimite și noi un material care sperăm ce altceva să facă decât să vă aducă cuvântul, să vă ajute să înțelegeți cuvântul și apoi să-l împărtășiți cu alții. Vă mulțumim frumos pentru susținerea spirituală, vă mulțumim frumos pentru susținerea materială, fiți binecuvântați de Dumnezeu și fiți o binecuvântare pentru alții, inclusiv pentru Producens Media.